Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem ce mesaj ar dori persoana noastră dragă să vă transmită în funcție de varianta pe care o alegeți noastră în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu acest budam și varianta numărul 2, cea cu acest tigru pentru că oricum anul acesta este anul tigrului după zodiacul chinezesc dacă nu ați avut timp suficient de gândire pentru a vă decide ce variantă ați dori să alegeți, vă rog să puneți pauză pe videoclip și să reveniți după ce ați ales, ați hotărât varianta pe care ați dori să o alegeți. Haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta numărul 1 ce ar dori persoana noastră dragă să vă transmită. A fost totul doar în mintea mea. Nu știe dacă și dumneavoastră ați iubit-o pe această persoană. Se pare că dânsa a ținut foarte mult la dumneavoastră. Nu am nevoie de aprobarea ta. Strălucești, sunt mândru de tine. Vede că vă descurcați foarte bine, și fără dânsa. nu faci parte din planurile mele, este o persoană arogantă. După cum vă spunea și în acest mesaj, nu are nevoie de aprobarea dumneavoastră, face numai ce își dorește și ce îi place. Și se pare că, din păcate, nu faceți parte din planurile acestei persoane. Poate tocmai de aceea dumneavoastră ați ales să vă îndepărtați de această persoană și acum nu știe dacă ați iubit-o cu adevărat sau nu. Chiar dacă fizic nu suntem unul lângă altul, spiritual suntem uniți. Am nevoie de mai mult timp. Probabil că vă spune acest lucru din teama de a nu vă pierde. Poate dumneavoastră i-a spus că dacă nu se decide mai repede, și nu alege într-un fel sau altul, dumneavoastră nu mai aveți răbdare să așteptați această persoană, și dânsa vă amăgește și vă spune că are nevoie de mai mult timp de gândire sau de a-și rezolva anumite probleme din viața dânsei. Nimeni nu mă cunoaște mai bine ca tine. Te urmăresc pe rețelele de socializare, da, pentru că nu vrea să vă piardă. Probabil este și un pic posesivă și geloasă această persoană. Mă gândesc la tine tot timpul. Se pare că nu sunt suficient de bun pentru tine. Da, probabil că dumneavoastră v-ați orientat atenția către altcineva sau pur și simplu nu mai doriți să comunicați cu această persoană. Și acum nu știe dacă v-ați îndreptat atenția către altcineva doar pentru că ați considerat că această persoană nu e suficient de bună pentru dumneavoastră. Dar dumneavoastră se pare că v-ați săturat de nesinceritatea acestei persoane și de aceea v-ați îndepărtat de dânsa. De nesinceritate și de indecizia acestei persoane. Nu ignorați semnele de avertizare. Acordând atenție acestor semne, nu veți fi decepționați. Da, iată, deci trebuie să țineți cont de anumite greșele, greșeli pe care le face această persoană. Să țineți cont de semnele de avertizare care se pare că în ceea ce o privește pe această persoană sunt la tot pasul este și posesivă, vă urmărește pe rețelele de socializare, ba vă spune că nu faceți parte din planurile dânsei, ba că nu are nevoie de aprobarea dumneavoastră, deci acestea sunt niște semne de avertizare destul de serioase, înseamnă că nu prea este o persoană foarte serioasă alături de care să construiți ceva frumos și de viitor. Și de aceea nu știu dacă are sens să, vă, să investiți prea mult timp și prea multe sentimente în această relație, pentru că se pare că vă amăgește, vă duce cu vorba și apoi tot această persoană se plânge că nu ar fi suficient de bună pentru dumneavoastră. Deci Haideți să vedem niște sfaturi pentru noastră în ceea ce privește această relație. Oferă înapoi. Este ok să fiți egoiști din când în când. Iată, și nevoile noastre sunt importante, bineînțeles. Deci, poate, dumneavoastră ați tot oferit sentimente, atenție, afecțiune și în schimb nu ați primit mare lucru și iată ce vă spune acest bilețel, este ok să fiți și dumneavoastră egoiști din când în când, așa cum se pare că această persoană este mai tot timpul, pentru că și nevoile dumneavoastră sunt importante. Prețuiește persoana dragăție, dacă știe să se poarte cu dumneavoastră, desigur, merită să fie prețuită. Ai încredere în tine, iată. Deci, nu vă lăsați demobilizați de această persoană care este foarte alunecoasă și poate și un pic confuză. Nu este constantă în sentimente, nu e constantă în acțiunile sale și de aceea noastră nu trebuie să vă pierdeți încrederea în propria persoană. Nu lăsați teama să stea în calea fericirii noastre. Bineînțeles. Deci, gândiți-vă că chiar dacă poate această persoană nu a fost potrivită pentru dumneavoastră, acest lucru nu înseamnă că în viitor nu veți întâlni pe o cineva mai potrivit care să vă facă fericiți. Deci, și mai ales spuneți exact ceea ce vă deranjează acestei persoane spuneți-i cu ceva greșit, poate dânsa nu realizează, nu vă fie teamă să vă exprimați sentimentele, dorințele, pentru că numai în felul acesta, comunicând cu persoana dragă și spunându-i ce vă deranjează din comportamentul dânsei, puteți face ca relația să funcționeze și să fie armonioasă. Haideți să vedem și oracolul fazelor lunare ce vă transmite. Se apropie, se apropie sfârșitul unui ciclu dificil. Iată, deci, ce a fost mai greu a trecut. Așa că stați liniștiți în continuare. Numai lucruri bune se îndreaptă spre dumneavoastră. Nu aveți teamă, lăsați temerile deoparte, lăsați anxietatea deoparte. După cum vă spunea și acest bilețel, nu lăsați teama să stea în calea fericirii dumneavoastră. Eliberați-vă! sufletul, inima și fiți convinși că în curând după cum vă spune și oracolul fazelor lunare se apropie sfârșitul unui ciclu dificil deci nu aveți de ce să vă faceți griji din potrivă fiți fericiți pentru că ce a fost mai greu a trecut și haideți să vedem pentru cei care au ales varianta numărul 2 ce mesaj ar avea persoana dumneavoastră dragă pentru dumneavoastră? Primul mesaj. Vreau să avem copii împreună, wow! Ce persoană hotărâtă deci își dorește o relație de lungă durată și vede în dumneavoastră un părinte foarte bun pentru copiii acestei persoane dragi. Alege înțelept, iată, dar nu știe dacă dumneavoastră vedeți în această persoană același lucru, adică o persoană de încredere și alături de care puteți construi o relație de viitor. Vă să-mi răspuns să te rog, la mesaje? <laughs> Poate dumneavoastră nu doriți să comunicați momentan cu această persoană, dintr-un motiv sau altul, și această persoană este foarte tristă și supărată din acest fapt, datorită acestui fapt că nu doriți să comunicați cu dânsa. Uneori e mai ușor să minți, iată de ce nu doriți să comunicați, pentru că nu, este, nu a fost sinceră cu dumneavoastră. Nu confunda tăcerea mea cu faptul că nu te iubesc. Da, faptul că nu comunicați nu înseamnă că nu se mai gândește la noastră și nu vă iubește încă. Te iubesc așa cum ești, iată, exact ce vă spuneam, foarte frumos. Știu că totul se întâmplă cu un motiv. Spunem că mă vrei și renunți la tot. Wow! Iată, deci, persoana dragă speră să o alegeți pe dânsa și așteaptă să vă exprima sentimentele față de dânsa. Iar în momentul în care va afla că. Și dumneavoastră o iubiți, va renunța la tot și vă va alege pe dumneavoastră, pentru că vede în dumneavoastră un părinte foarte bun și vede un partener de viitor, alături de care poate fi foarte fericită această persoană. Dacă te urmezi, aș putea să pierd totul, dar nu știe dacă, dacă țineți la dânsa și dacă este cazul să renunțe la tot ce are acum pentru a se îndrepta spre dumneavoastră sau mai bine mai așteaptă ca să se convingă de faptul că și dumneavoastră o iubiți. <laughs> Te rog, nu renunța la mine. Da, simte că dumneavoastră nu prea țineți -ţi la fel de mult la dânsa pe cât ține dânsa la dumneavoastră. Iată, în două mesaje vă spune că vă iubește și că o deranjează tăcerea dumneavoastră. Așa că tot ce își dorește este comunicare cu dumneavoastră. Iată. Deci ar dori să comunicați și să știe și această persoană pe ce picior să stea, să știe dacă mai aveți sau nu sentimente pentru dânsa. Haideți să vedem bilețelul iubirii ce vă transmite foarte curând. Decideți ce vă doriți pentru a atrage către dumneavoastră. Da, iată, și dumneavoastră trebuie să vă decideți dacă doriți această persoană, ce vă doriți în această relație să se întâmple. Deci, se pare că este momentul să vă decideți dacă mergeți mai departe alături de această persoană sau alegeți să mergeți pe drumuri separate. Să vedem niște sfaturi pentru dumneavoastră. Permiteți-vă să iubiți. Iată, poate dumneavoastră vă este teamă să iubiți, pentru că ați fost răniți în trecut. Dar trebuie să vă gândiți că meritați să fiți iubiți și, de asemenea, meritați să iubiți, să aveți o relație frumoasă cu o persoană pe care să o iubiți și care să vă iubească. Dacă vi se pare corect, nu vă simțiți vinovat. Da, contează și ceea ce vă doriți dumneavoastră. Deci eventual spuneți deschis partenerului cu ce considerați că v-a greșit, ce vă deranjează din comportamentul acestuia. Pentru că iată, dacă dumneavoastră vi se pare corect, trebuie să exprimați ceea ce vă deranjează și nu vă simțiți vinovați că Ați spus sincer și deschis ceea ce aveați de spus. Cineva poate avea nevoie de dumneavoastră chiar în acest moment. E posibil chiar această persoană să aibă nevoie de dumneavoastră, are nevoie de comunicarea cu dumneavoastră. Fiecare eșec ne apropie mai mult de succes. Da, nu vă lăsați demobilizați de eșecurile din trecut, da? pentru că. Foarte curând, iată, decideți ce vă doriți și veți atrage către dumneavoastră. Ceea ce veți atrage este iubirea, pentru că merita să fiți iubiți și, după cum vă spunea și acest bilețel, permiteți-vă să iubiți. Și încă un sfat, când îți dorești ceva, acționează, bineînțeles. Foarte frumos, ca un fel de conclu concluzie a fost acest bilețel, acest mesaj. Deci, când vă doriți ceva, acționați, nu mai stați pe gânduri. Deci, toate mesajele vă îndeamnă cam spre a face același lucru, adică să vă decideți și să acționați. Da? Și să vedem acum oracolul fazelor lunare, ce mesaj are pentru dumneavoastră. Ești suficient de bun exact așa cum ești. Da, bineînțeles. Nu, nu trebuie să aveți dubii în ceea ce privește acest lucru. Sunteți perfect așa cum sunteți, iar cine vă iubește, vă iubește așa cum sunteți, cu calități și cu defecte. Nu va încerca să vă schimbe și, eventual, chiar ar trebui să discutați cu această persoană. Să vedeți dacă se mai poate face ceva, dacă mai puteți face această relație să funcționeze sau în cazul în care chiar nu se mai poate face nimic, măcar să clarificați situația și să mergeți înainte cu sufletul în păcat, că ați făcut tot ce se putea face pentru ca această relație să fie armonioasă, dar în cazul în care nu vă potriviți atunci mai bine mergeți pe drumuri separate și veți întâlni la un moment dat și persoana potrivită. Însă dumneavoastră nu trebuie să aveți dubii de faptul că sunteți perfecți așa cum sunteți. Da? Nu trebuie să vă schimbați dumneavoastră pentru ca această persoană sau altă persoană să vă placă. Trebuie să vă accepte așa cum sunteți, dacă vă iubește. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor, vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!